Bună ziua, Moldova! Bună ziua, moldoveni de pretutindeni! Bună ziua, diaspora, în primul rând, și oaspeți ai acestei țări! Mă numesc Vladic și sunt agent imobiliar și vreau să vă aduc la cunoștință că avem o ofertă specială pentru voi. Avem o casă de locuit la Orheiul Vechi cu prețul de numai 750.000 de euro. O ofertă fierbinte care cred că merită de uitat și merită de ofertit. Deci, dacă doriți să trăiți într-un loc pitoresc, să auziți cum bâzâie gâzele, cum chirii chiriecii, să amirosiți fructele și poama din grădină, cred că această ofertă este pentru voi. Casa se află într-un loc pitoresc la vârful dealului, mai bine zis nu casa, dar șofronul, deoarece casa este locuită, grădina tot, stăpânii vând numai șofronul, dar cumpărând acest șopron veți avea posibilitatea să amirosiți poama când s-a coas și fructele, malina, smorodina, abricoasele și chiar să aveți și câte unul cu două dacă o să aveți norocul să mai găsiți pe jos după ce stăpânii le vor strânge. În fața acestei case de locuit, mai bine zis șopron, mai bine zis apartament cu o cameră, puteți vedea terasa care conține dintr-un scaunel și o masă lavoarul cu apă de ploaie, apă vie, cum s-ar spune, dacă vă spălați cu apă de ploaie în fiecare dimineață, nu o să îmbătrâniți niciodată. După colț se află baia, mai bine zis vanna, fără apă, apa încă nu-i trasă, dar eu sper că dacă aveți 750.000 de euro să cumpărați acesta ca capodoperă de artă, veți avea acolo 2.000 de euro ca să trageți apă de la grant. Grantul este pur și simplu, stăpânul nu are bani ca să tragă apă până la baie. Ce ține de lemne? Lemne sunt în prejurul satului Trebujeni, de Orheiului Vechi, se află foarte multe păduri, sau o să le procurați, sau o să le trăiți cu spinarea, dar principalul, cu numai 750.000 de euro, puteți fi stăpânul acestui apartament cu o cameră, acestei garsoniere pe pământ. Deci, vă așteptăm sunetele dumneavoastră. Agentul imobiliar Vladic, numărul 76454945. Așteptăm să ne sunați și să fiți dumneavoastră proprietarul acestei garsoniere cu o cameră pe pământ. Acolo sunt lemne, dar stăpânul a spus dacă dumneavoastră procurați, lemnele le scoate. Acolo sunt niște, nu vă arăt cum, acolo sunt lemne, tot felul de gunoaie, dar stăpânul, cum îi dați banul mână, el face și curățenie într-o zi și vede garsoniera într-o stare ideală. Mulțumim frumos pentru atenție!